Să ne explice ce funcție, un cantonier, ia la ofertele spinale, face curtinii pe șanturi, a nu sunt de frate, nu se urcă pe mașinile primării. Asta nici a viceprimarul, nici nică. Nu, trebuie să vină să ne prezinte. Că vrea, că nu vrea să vină cu acea mântă. Că vrea, că nu vrea să vină cu acea mântă. Și domnul viceprimar și domnul primar. Să vină cu acea mântă, domnul secretar. Să vină viceprimarul și primarul ăsta. Domnule, sunt obligați, domnul Dodoi, fără supărare, administrația este obligată să ne răspundă. Deci care e problema? Tu, ca în calitate de consilier, George, îmi pui pe masă. Păi stai, mă, mă, spune de treaba ta, ei sunt obligați, nu? Să-mi spună domnul întrebare, să ne spună domnul, și nu sunt obligați să-i răspundă. Să ne spună, a decedat pe persoană, mă, cu mașina primării, nivelul. Ia spune un pic, ia spune un pic. Ba da! Dar mașina asta nu ia cu inima, ia cu inima, ia cu inima, ia cu inima. Băi, ce ar mai face? Face eforturi mari ca să ducă niște bani la bugetul primării, la fiecare primărie. Și ne bate în joc de mașini și de tot, e primăria asta? Dacă e primăria, Bugeanu ăsta, Mironi, așa spună. Să spună acum dacă e lor. Și să mai spună o treabă. De ce eu cheam Cornel să urc pe mașina de primarul? Pentru ce, mă? Ce funcție are, mă, știi? Ce funcție are, mă, că ești consilier? Ce funcție are lui cheam Cornel? Te întrebi. Ce funcție are, mă? Tu numesc că ești din afară? Mă, ce funcție are, mă? Dar ești tu, mă. Ești tu, ești tu. Dar ce funcție are? Vezi că nu știi? Măi, băi, da. Ce funcție are? Știi? Dar vorbești frumos. Dar ce funcție are, domnul? Domnul, mă. Domnilor, v-am adresat cu un consilier. Da. Spune-ți, domnul, consilier. Mai este o întrebare foarte gravă, domnul președinte. Vă că nu vor să vină dumneavoastră. Să spună ce caută această basculantă în curtea primăriei. Ce caută basculanta care scrie Comuna Stonicen Prăjescu, număr 535. Ce caută această basculantă în curtea primăriei? Ce rol are? Și ce rol are? Cine a aprobat? Ca cine a aprobat? Spune domnul Dodoi. Spune domnul Dodoi. Dacă s-a făcut o achiziție. Dacă ai votat tu și din spune. Am întrebat, dar nu, cu ce bani am luat. Băi, dar întrebați zic bine, dar mă întrebat. Dar nu bat din masă. N-ar legi să fii și tu chestia asta. Sunt probleme. Văzut că ești abuzat. Sunt foarte grave. Problemele primării sunt foarte grave. Sunt probleme. Și tu ești din afară cu toate problemele, domnul Cotilet. Ești tu. Ca să știi. Și mai este o treabă. Să ne spună frumos această basculantă. Pe ce bază se duce și ia prundis de la sire? Știi apele române așa ceva? Știu apele române așa ceva? Măi, lasă, cu ce bază? Are voie? Măi, nu până, dar cu ce are voie?
consilier. Are voie? Am, domnul consilier Rusu. Da. Ia prin comunitate. Știu. Nu știu. Da, da, da. Domnul consilier. Da, nu vorbiți. Are aprobare să ia. Nu, la siguranță asta este ilegală la noi. Nu știu din punct de vedere domnul aceste basculante, dar basculanta care a fost domnul consilier. Această basculantă este ilegală. Am văzut aprobare eu. Bun. Nu, nu a fost. Corect. Poate este adevărat. Dar nu trebuia să ne explice. Deci am văzut eu. Nu mai este o întrebare, domnul președinte, vă rog ca să secretar să consemnați în procesul verbal. Acest domn viceprimar dezinformează comuna Stonicem-Prăjescu, un pic. Dezinformează comuna Stonicem-Prăjescu că domnul consilier Cricu și domnul consilier Ursu nu dă ajutoare la oamenii defavorizați. Se le explicați destul de clar că domnii care iau ajutor social, iau în funcție de dosarul care îl fac, în funcție nu au pământ, nu au venituri, nu dă Ursul și Cricu ajutoare. Deci Ursul și Cricu nu dă ajutoare. Dacă îi manipulează, a venit frăsilă mele, soția lui, în magazin, a venit și a făcut panaramă, că nu vreau să-i dau ajutorul medic să aici, că a făcut atac cerebral. Zic, măi femeie, eram întâmplător în piață, o să confirme? Și domnul Popovici Liviu. Și-o băga și-o gulat în gura mea și la toți consilierii. Și-am zis, domne, consilierii au rolul de a aproba în ședința din Consiliu ajutoare de urgență în funcție de cerere. Nu manipularea domnului viceprimar și a primarului. De ce au plecat amândoi? Că-s vinovați. Vă rog frumos să consemnați acolo ceea ce am spus eu tot. Și cu basculanta, și cu viceprimarul. Aveam mai multe la domnul viceprimar. Să ne spun unde e mașina acum la viceprimarul, în curte la stăruceri, dar cineva, nu-i niciun serviciu. Și dacă ar fi chiar într-un serviciu, nu suntem polițai noi să facem cercetări. Noi suntem consilieri. Să ne spună pe ce bani se face această mașină. Pe ce bani se face această mașină? Pe banii contribuabililor? Să plimbă domnul chiar care e cantonier? E șoferul primării, e angajat cantonier. De ce nici măcar la 3 metri de mașină n-ar dreptea? Nu se urce mașina viceprimar să meargă pe unde vrea el. Da, să mai dați și alte... Da, doresc, dar domnul viceprimar, îmi pare rău, trecea să-l sancționăm, deocamdată cu mustrare verbală, care sunteți de acord? Păi, domnul președinte, la vot. Supuneți la vot. Noi nu suntem toți acum... Păi ce nu suntem? Sunt eu, cum suntem? Consilieri suntem. Să ba da, ba nu! Nici nu măcar nu a avut bunul simț să răspundă la întrebări. A fost televizat și a zis, vă promit că tura viitoare vă spun tot. Ei, el, domnule, dar nici măcar n-are un carnet, un carnet, un mamus, răspund întrebări la consilier, n-are bunul simț să-și ia un carnet și nu te-i probleme. Bă, e cadou tu, bă, îi fac eu cadou ăsta. N-am dat probleme, n-am dat, îi fac eu. Își bate joc de această primărie. Și viceprimarul și primarul. Am înțeles opinia dumneavoastră, mai sunt și alte probleme dumneavoastră. Deocamdată, eu sunt foarte nemulțumit de problemele care s-au ridicat și nu s-au răspuns la ele. Sunt foarte nemulțumit, nu mult nemulțumit. Putem trece mai departe? Da. Copiți, doamnă, consilier. Deci, îmi pare cu ine adresăm acum, nu înțeleg. Deci toate proiectele pe care au fost supuse spre aprobare au fost aprobate. Nu sunt la probleme curente. Sunt probleme de administrație, din punct de vedere economic, din punct de vedere juridic, din punct de vedere... Deci... Dar consilierul se exprimă cu domnul. Dacă tot îmi dați cuvântul... Suntem acum, așa sunt probleme curente. Dacă tot îmi dați cuvântul, vreau să vă reamintesc că ședințele Consiliului Local se pot ține fără primar. Fără secretar, nu. Dar fără primar se pot ține, domnul viceprimar, a fost viceprimar, ca să știți de la mine. Deci se pot ține. Dar nu știm foarte. Și, domnul Ursuleț, lasă-mă să vorbesc, ca să nu mai nervez și eu. Haideți, vă rog frumos, nu intervenim în locul de la... Vreau și eu câteva puncte să spun aici, da. Deci eu adresez domnul președinte
domnul secretar este aici. Dacă o să primim răspunsul, o să primim, dacă nu o să fie specificat în procesul verbal și le vom analiza mai târziu. Da. E o rușine din punctul meu de vedere pentru conducătorii acestei comune, atât primarul cât viceprimarul, că au plecat de aici. Trebuie fresh să ne spună, domnule, asta, 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 s-a întâmplat acolo. Dar nu deci, poate răspunde. Domnul Ursul, da. Te rog frumos, da? Da. Calmează-te, domnule, zici să mai aduc o cafea, ca să... Mai aduc cafea. Mai aduc cafea. Dar asta s-a întâmplat. Deci, ceea ce s-a întâmplat astăzi, ca să ne bată și... Nu s-a mai întâmplat niciodată. Ba nu, ceea ce s-a întâmplat acum... Am răbdat, frate, am răbdat. Ceea ce s-a întâmplat acum... Ceea ce s-a întâmplat acum... Am dat cuvântul, domnul, vă să spun acum, vă rog să vă abțineți. Dacă vreți să interveniți... Cu tricură, cu tricură, da. Facem cumva, da? Nu mai... Da, 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 am spus. Deci, cam așa s-a întâmplat. 8 ani de zile. Deci am fost tratați ca niște fraieri. Mi s-a pus hârtie din față și se votă ca fraierii, așa? Dacă am pus întrebări incomode, au plecat, sau ne-au înjurat, sau ne-au amenințat, cum așa se întâmplă aici. Asta e tot chestia. Ei, cred că până aici. Câteva probleme. Nu, poftiți, poftiți. Scurt. Iluminatul public. Am înțeles că se repară. Da, dar eu, domnul viceprimar, de 3 luni să ne spun că trei careciuni are lumină, domne. Eu, de 2 ani de zile, spun așa. Domnul primar, domnul viceprimar, acolo este un stâlp unde stă o soră de-a mea, între, și nu este o lampă de 2 ani de zile. Sunt copii care umblă noaptea. Au început să râdă. Zic, cui să mă adresez? O secundă, domnule, asta este o problemă curentă, nu-l lasă-mă. Să-ți explic, ca să înțeleagă lumea și ceilalți care o să ne urmărească, nu? Și zic, domnule, cui să mă adresez? Primarul rândi, vice rândi, adresează-te lui Paul Gam. Mă adresează domnul Paul Gam, zic că nu sunt lăni. Păi nu sunt lăni pentru un stâlp acolo. Dar bani pentru motorină ca să te plimbi cu mașina asta. Sunt bani? Domnul președinte, sunt? Văd că sunt. Dacă îi punem întrebări din astea, pleacă, domnule, pleacă. Bă, dacă plecați să plece din tot de aici, din primăria asta, când am spus... Dacă permisul nostru... Nu-ți permit, domnule. Da, aveți rădare. Aveți rădare. Poftiți. Am o... Am o... O durere de-a mea și aș vrea să o clarificăm acum. Stabilirea ședinților ordinare vreau să fie aprobate de către Consiliu. Domnule, domnilor consilieri, noi trebuie să înțelegem că noi hotărâm aici. Nu primarul și viceprimarul. Ei sunt executivi, trebuie să facă ceea ce spunem noi, domnule. Asta e legea domnului Dodoi. Trebuie să înțelegem. Cât îți place, când îți place, când susții sau nu. Domnul Alex a plecat. Cât susține, dar el habar n-are de lege. Și vreau să supunem la vot, să stabilim ședințe ordinare. Vreau stabilit. Și să se țină cont de chestia asta. Să nu vinem la ședință dacă nu este în ziua respectivă. Adică eu aștept pe domnul primar sau pe domnul vice sau pe domnul secretar de pe data de 20 până pe 1, că va fi odată o ședință. Păi în ziua aia eu am treabă, eu astăzi am 10 oameni la muncă. De ce? Mi-au spus cu zi înainte. Domnule, hai să înțelegem chestia asta, că așa va fi. Domnul președinte, vă rog frumos să supunem la vot stabilirea ședințelor ordinare. Când? În ce zi din lună propuneți? Deci, noi am propus ultima vineri din fiecare lună. Așa am hotărât. Nu s-au respectat. Mai supunem o dată, ca să ne vadă și televiziunea. Deci, ședința următoare... Ordinară. Ordinară. Ordinară putem pune de pe data de 23 luni încolo, când doriți noastră. Ultima vineri din lună. După orele de program, că dacă avem nevoie de doamna... Vineri, joi, nu contează, dar să fii stabilită ca toată lumea să facă un plan de afaceri. Domnule, eu sunt particular, eu nu sunt angajatul primăriei. Eu muncesc, scot bani de acolo și aduc la primărie. Joi ar veni 25. Nu, asta... Ultima joi din lună. Deci ar veni pe 26. Ultima joi din lună. Ultima joi din lună. Propuneți-o.
La două inimi. Haideți, vă rog să spun, cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mai am o problemă. Deci acum o să ținem cont că ultima joie din lună avem ședință la Paris-Lunice. Ordinar. Ordinar. Poftiți. Mai am o problemă și închei, ca să nu vă plictisesc. Am o întrebare pentru presă, că am înțeles că... Poți să vă pun o întrebare? Da, cu mare drag. Dacă știu, vă răspund. Dumneavoastră, cu care partid înțelegeți? Noi nu suntem partid. Foarte bine. Foarte bine. Dacă nu sunteți cu niciun partid, vă felicit. Și aș vrea să faceți o verificare, dacă sunteți drăguțe. Da, sunt filmați în satul Brătești. Trei puncte. Unu. Strada Trei Calici. Dar mergeți, vă explicăm ce o să găsiți. Mergeți cu mașina domnului viceprimar. Să vedeți, nu este drumul, a fost început, nu s-a terminat, o plouat, un noroi de nu putem trece pe acolo. Să vedeți că iluminatul public nu este. Un singur bec la 100 de case. Se repară. Foarte bine, se va repara. Și al treilea punct, ca să știi și ceilalți consilieri, din Stoniceni și din Cosmești, eu am fost în Stoniceni și la Cosmești, am verificat și școlile peste tot. Să filmați școala din Brătești, Vale, care are WC-uri fără uși. Clasele 1-4. 1-4, unde învață și lipovești și români. Ca să nu zică lumea că vorbesc aiurea, mergeți și filmați acolo, că de 8 ani de zile banii au venit și nu s-au făcut. Banii au venit miliarde. Dacă îmi permiteți să vedeți în ce condiții copiii noștri se duc și fac nevoie de iarna la minus 20 de grade. Dacă eu luna trecută am plătit, n-am factură la mine, 23 de milioane la iluminatul public. Nu sunt un prost că muncesc și plătesc și aduc bani aici și copiii mei n-au condiții. Și oamenii ăștia ies afară în loc să-mi dea explicații. Da, da, banii s-au adus. Răspuneți, vă rog, și numele dumneavoastră. Căprea Nichita. Consilier Căprea Nichita. La primăria de Vopmăzău. Dacă permiteți, domnul primar. A doua problemă, căminul s-a făcut, o vrut cineva să facă nuntă, dar nu sunt vieți să scaune. O pleca băietul la Pașcani. Așa. A treia problemă, dar domnule, cu autocrile și pe drumul celălalt, județan, județan, dar oamenii plătesc din podii, măcar până cam să satul. El plătesc plătești din podii la Fărcienul, n-au fost județan. A treia, domnule Ron, n-am nimic cu dumneavoastră, dar nu știu, vă încaptă satul Iezat la Clavă din Doamne. Să promis într-o cerință a trecut. Ar fi mai motiv. Din pod nu mai spun, acolo un soar, cât mai cât, dar... Măcar atâta. Încercați să faci. Da. Mai bine. Nu. Domnul Consiliu. Da, e domnul să vă dea cuvântul. Da, mai mult. Uitile lui. Bine, atunci, dați-mi următorul, domnul Consiliu, rog fiți la mod. Da, eu am și eu spus. Este vorba... Am mai discutat problema podețului ăla, făcut din fonduri europene de la Gara Gomici. De după... E făcut, e făcut. S-a făcut, e făcut, da? Vezi, dacă nu am vrut, nu știți. Eu puneam întrebarea și punctul numărul 2, domnul Osu, trebuia să mă lăsați primis. Da. Problema mea. Și eu sunt consilier acolo. Da. Într-adevăr, acolo, în râpa aia, după cum am spus și în ședința ordinară, s-a dus și toate mizerile. Și care îmi spun, eu i-am, cât am putut, i-am ținut un flut. Trec peste mine, nu pot să mă iau la bătaie cu toți neurociții, cu toți bețivii, că nu sunt în caracter să fac chestia asta. Eu le-am spus că am omit cu
Ligianii sunt parte din plapume, chiar cred că și lingerie intimă, toate nebunile le-am aruncat acolo după casă la mine. Și după cum am spus, am peste 5.000 de baroți acolo. Ferească Dumnezeu să iau foc acolo. Domnul Gherasim, polițist, a văzut exact în acțiune fenomenul. Și bătea și bătul de aici din mor. Și mi-a luat foc și atât la cum lasă acum. Am dâmb bună, mă rog, am dâmb bună. Altfel iau foc liniștit. Deci măcar să debarăsăm mizeria asta, invazia asta, de toate porcăriile, pietre, toate de plomb. Că am luat acolo continui, vin cu roade, vin cu saci. N-ai văzut nici lucrurile astea? Bă, cum, n-ai văzut zilnic. Dar ce să fac? Uite, i-am dat telefonul comuniții, dar ești consilier asta. Dar vorbit pe domnul Vici câte ori nu i-a dat telefonul, chiar să-mi dat de nu, măcar invazia asta de fenomenul ăsta, cum mi-o umple acolo și pe aia, deja au ce pus să mâncare, ce domnul Vici. Și ferească Dumnezeu, ciocurile și toate nebunile astea. Și știi când îmi dă foc acolo, exact când bate vântul. Este foarte periculos, domnul Vici, vorbesc serios acum. Este enorm de periculos. Că iau foc, iau foc. Am și o garsonieră cu așa, nu duc acolo, stau între patru pereți. Dar ferească noi, eu fac toți acolo, să duc în el acolo, în pală. Trebuie să părăsăm aceasta. Adică trebuie să facem o listă, să avertizăm pe ea care a duc mai multe în miserii, să-i avertizăm cu amers de 50-100 de milioane chiar, că nu se mai poate. Deci eu le-am spus, băi, băieți, vedeți, vă treabă, mai nu știți miseria asta. Duceți-o la groapa de voi, este la punte, groapa de voi, termul, chestii de genul ăsta, mă mai duce aici, după casa mea, la câțiva metri, unde stau eu, cu câteva mii de baloți. Păi dacă eu foc acolo, aia, iau toți și mii, dar toți se duc, mă anunat, e bun, toți am vrut. Acum nu-mi par o cheia, mă anunat, cu vreo 5 ani, mă tot judec cu eu. Dar nici bine nu-mi pare. Domnul Vici, nu o poate face un om singur primar, viceprimar. De aia suntem, trebuie să facem o echipă și să... Domnul Scridon a spus, băi, i-am văzut și mai departe. Degeaba de, mă duceți, deci, dacă nu acționăm în echipă, dumneavoastră bateți cu pumnul, că i-am spus lui Vicer să se ducă. Dar eu vă rog frumos. Nu doresc, mai bate să iară cu pumnul. Dar nu bate cu pumnul. Bun. Dacă nu avem simțul răspunderii. Dar avem simțul răspunderii în totalitate, cu toți și nu formăm o echipă de lucru la acest fenomen, să știți că degeaba cereți dumneavoastră ca vicerii să fie demis și așa mai departe. Repet, oricine ar fi primar și în echipă, dacă în echipa de consilieri, dacă dorim numai binele propriu, fără să vedem și beneficiile comune, oameni buni, ne ducem de râdă. Bun. Deci asta vreau și doresc de la dumneavoastră, să formăm o echipă și să putem lucra împreună. Deci nu vreau să aduc creiții din lui, dar să fie bineînțeles. Da. O întrebare. Ca să dispară gloaile astea aici, acum. Când îi vreți ca, în calitate de consilier, să mă iau de mânuță cu dumneavoastră și să mă duc la noi, să pun lopata Nu. Să duc să mă duc să mă duc. Bun, atunci explicați. Asta este un efect. Un efect. Da. Domnul viceprimar. Vă spun. Eu spun o părere de-a mea. Poate nu o să fie de acord consilierii cu părerea mea, dar vă spun o părere de-a mea. Și vă spun despre un caz din anii 95. Cam cum procedau funcționarii din primăria Plăcem. De asta am rămas datori. Primăria, știți că la încasări are 2 miliarde lipsă, nu? Știți, nu?
N-ați făcut nimic pentru să atrageți banii ăștia. Cu mizeria n-ați făcut nimic. Dom'le, noi constatăm consilierea, asta e menirea noastră, asta e legea. Iar dumneavoastră executivul trebuie să mergeți cu aparatul administrativ, cu poliția, să-i amendați, dom'le, dar ce trebuie să faceți? Să-i lăsați ca să urce cu mizeria în cap? Păi nu se poate așa ceva, nu? Domnul Chirină, când era funcționar aici, vinea la poartă la mine și spune, Michi, taxa, poftim, mi-am dat. Păi de acum vreți să mă duc eu, iar dumneavoastră să luați 50 milioane salari? Nu, domnule, eu am obligația să te atenționez, că asta e rolul meu de consilier. Echipa, eu nu văd echipa cum să faceți. Da. Și mai un pic, dar stai, îmi pare rău, domnul viceprimar. Dumneavoastră a spus să facem echipă. Dumneavoastră ca viceprimar administrativ, în atribuție scria, vedeați frumos cu buldozerul, cu Ana 416, și într-o zi, maxim două, să cea curat. Vă dau eu, dacă vreți, vă dau și răspuns. Dar dumneavoastră n-ați avut bunăvoința și ne-ați ignorat de o lună de zile, v-a spus domnul consilier. Dar dumneavoastră n-ați făcut. A doua problemă. Vă rog frumos să chemați, deci noi consilierii, insistăm să chemați pe acest Lucian Cornel în ședința de lucru și spună ce funcție are domnul Lucian Cornel în cadrul primăriei istoricele. Vă rugăm frumos. Aveți numărul din telefon să ia acolo în urmă. Specificat în procesul verbal, domnul secretar. Răspundeți, domnul. Domnule, asta e legea, domnul viceprimar. Trebuie să vă supuneți. Domnule, domnule, ce primăria, domnule? Am înțeles, domnule, de funcțiuni. Ce funcție are, domnul? Vă trebuie să vorbim la noastră. Ce funcție are, domnule? Conform statului de funcțiuni, îi se va prezenta... Nu, dar dumneavoastră nu știți ce funcție are. Îi se va prezenta conform statului de funcțiuni. Sunteți șeful lui direct. Domnule. Ce funcție are Lucian Cornel? Domnule, extraordinar, domnule. Nici copiii la grădiniță știu dacă îi pui la un plan. Ce funcție are? Domnule, ce funcție are, domnule? Domnule, Matan, nu ești capabil să răspund la o întrebare? Ferească, domnule. Uite-mă cine conduce. Asta este conducerea primăriei Stoniceni Prăjescu. Care nu știe, de o lună de zile rog să-mi spună cu cine lucrează la ajutor social. Cu cine dar lucrează? Mai sunt și alte lucruri, am înțeles ideea. Am înțeles. Și o să simt și eu. Da. Și dacă nu mai sunt și alte lucruri. Chiar vrem domn secretar acolo, dar să trăită ordine de funcționința viitoare, toate funcțiile din primării, cu toți oamenii, salariile, ordinarii, studiile. Domnul secretar, nici ne pare rău. Ne pare rău, dacă ăștia slăbiciunii domnului viceprimar și primar, el este băiat de ștept, Buchean Cornel, că face ce vrea din mașinii primării, din bunurile care le are, știi, inclusiv în buzunare, la benzină, că noi știm tot. Ce faci, unde umblă? El nu-i viceprimar și primarii, e super primar și super vice. Zice toată slăbiciunii, dacă vreți, asta e realitatea. De ce îi conduce pe amândoi? Acest cantonier, el este un gunoier care trebuie să care de pișanți bunoi și să aduce becuri soarți. Atât. Deci dacă noi fiecare avem rolul și locul nostru, deci ne stimăm toți. Dar să ne vedem pe ce cragă socială și pe ce funcții suntem. Dacă vrem să ne respectăm. Deci nu poate să fie cantonierul secretar și nici secretarul cantonier. Pentru că domnul secretar a făcut facultatea de drept. Nu e un exemplu bun. Păi eu le-am dat un exemplu, bă! Comparat ca un depășit exemplu. Erau un fel comparat. Dacă nu mai sunt și alte probleme. Aș vrea să mai adaug, deci refer tot ce o spun în viceprimar. Eu aș fi de acord să fac în echipă, după cum a spus dumneavoastră. Mai au de persoanat. Să merg ca și consilier, cu poliția, bineînțeles. Să avertizezi elementele care au fost acele mizerii. Domnul Aurel, domnul Aurel, dar de ce există la 416 în statul Cosmen șef de echipă care verifică prin domnul 416 și vine și raportează viciului dacă e un vici activ și zice, te duci și faci curățenie cu oameni, vin și verifică. Rică, atâta atenție, că nu există colaborare, nu mai există nici echipă, nici curățenie, nici nimic colaborare. Dar bunea lui, asta comunicare. Președinte, da, putem asculta? Da. Haideți, vă rog. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Ședința ordinară a Consiliului. Și erau câteva probleme deosebit de care vrem să discutăm
în această ședință, dar să extrapolăm, să nu este expoliat. Deci, datorii pe care l-am făcut, ca să intru în atmosferă, vreau să spun că am fost la câteva ședințe în această legislatură și de fiecare dată în ședințe de Consiliul Ordinare au fost mai multe discordii decât înțelegeri. N-am văzut din nicio parte, deci nici din partea consilierilor, nici din partea conducerii comunii, un progres în această chestiune. Nu știu, nu am eu răspuns acum ce ar trebui făcut, dar cred că trebuie făcut ceva. Pentru că o atmosferă de lucru de genul acesta nu e benefică pentru comună, în primul rând. Au fost și niște de celelalte în care s-au încercat destituirea primarului, viceprimarului și nu s-a rezolvat nimic. Acum, mereu sunt probleme nerezolvate la nivel de conducere și nu știu unde se va ajunge. Din partea conducerii PSD la județul, am mandatul să încerc să mediez cât de cât această problemă. Și de aceasta am recomandat și consilierilor PSD, cu parte din cei care mă ascultă, că și aici există două tabere. Deci nu este de dorit aceasta, dar sunt două tabere. Este tabera consilierilor vechi, care au fost PSD, și tabera consilierilor care au venit odată cu... care fac un vot discordant. Cel puțin asta așa o simt eu, că se face un vot discordant. Deci nu există o înțelegere. O să avem o ședință în cel mai scurt timp în care să discutăm problemele acestea interne, de practic. Și să ajungem la o înțelegere și sper că toți consilierii PSD care sunt în acest consiliu să voteze în același fel sau să discute înainte când există o problemă deosebită, să o discutăm în cadrul partidului și după aceea, în momentul când se ajunge la ședința de consiliu, să vină cu aceeași idee, să nu mai fie această discordie și aceste care sunt. Părerea mea că sunt destul de înjositoare, ca să nu spun altfel, pentru comuna aceasta. Dar sunt reale. Sunt reale. Asta am și spus de la început. Problemele sunt reale. Se perpetuă de foarte multă vreme. Și cred că ar trebui să găsim un răspuns. Eu zic că această comună nu este blestemată. Mai bine mai de aia sunt soluții. Vrem și răspunsul, dar soluții. Nu găsim oameni capabili care să găsească soluții. La toate problemele de aici. Și mai e un problem, domnul secretar. Dumneavoastră aveți și experiență. Domnul Urso, haideți, vă rog, să ascultăm la capul domnului. Pe altă parte, gândeam acum, până la alegeri mai sunt 7 luni, în jur de 7 luni. Cred că ar trebui să găsim o soluție, ca până la alegeri, să creăm o atmosferă de înțelegere, nu neapărat înțelegere a răului, deci dacă cineva face rău, să-l înțelegem și să-l iertăm. Nu în sensul acesta, dar să găsim o soluție, să discutăm toți consilierii, discutim pe unul cu virgulă conducerea comunii, să găsim o soluție. Să nu mai existe aceste probleme deosebite, așa, cu certuri, să chemăm de fiecare dată televiziunea să ne vadă toată lumea cum ne certăm aici. Este destul de urât aici. Dar nu a fost ceartă asta, domnule. Asta e bunul. Asta nu-i ceartă. Ce ceartă? Ceartă e de constructivă, deci la ceartă. Dar ceartă ne-a zis că e bine. Domnule, i-am săturat, i-am ridicat mâna toți. Nu, trebuie să fii și o altă opinie. Eu nu v-am spus să fiți ridicători de mână. Dar nu-i vorba de asta. Vă cunoașteți drepturile și opinia. Ideea era, nu
gândeam. Deci nu, e o propunere, dumneavoastră să o analizați și o să vedeți dacă este... Puteți să acord sau nu. Să găsim o soluție. Și având în vedere că peste 7 luni sunt alegeri, fiecare va avea dreptul să meargă în fața electoratului și să spună ce a făcut, ce va face și cum va face. Și atunci electoratul va spune, la tare ești bun, la tare ești... Pentru că știți că doi îi spun sunt... Chiar dacă nu ai băut nimic, când doi îi spun că ești beat, te duci neculci. Nu? În momentul în care electoratul își va spune... Pentru că nu văd ce mari schimbări putem face până la lege. Putem face schimbări, într-adevăr, bine, dar discutând și colaborând. Nu mai așa, eu vin cu, notez probleme și vin și țin, nu răspuns, unul părăsește ședința, unul nu, nu văd rezolvat problema. Domnul președinte, sunteți președinte, deocamdată sunteți președintele PSD-ului, un partid foarte mare, a organizației istorice în Crăjescu. Dumneavoastră spuneți că vreți să colaborăm. Sunt de acord. Eu am încercat în atâtea mandate să colaborez. Chiar am făcut compromisuri. Dar acum, cum vreți să colaborez eu, când pentru satul Stoliceni s-a votat 10 km din apă și canal, iar pentru Brătești niciun kilometru. Nu Cosmești nimic. Iar consilierii dumneavoastră din Cosmești, din satul Cosmești, n-au votat pentru satul lor. Și acum, drept dovadă, au ieșit din ședință. Este vorba despre Alexa, nu? Să vadă... Penelist. Nu contează. Să vadă Cosmești, să vadă ce consilier au. Adică eu, dacă cer ceva primarul executivului, nu vreau ca unul din consilieri, din colegii mei, să spun, taci-mă din gură. Păi nu-i corect. Lasă, domnule, să vorbească. Adică cum să fiu eu de acord sau cum să colaborez, dar eu să Brătești dă 80% din bugetul local și nu primește nimic. Păi spune și dumneavoastră. Eu vă spun, vă răspund. Și am spus chestia asta din 2-3 mandate. Dați-mi voie să vă răspund. Cred, și așa cum ați spus și dumneavoastră, că orice hotărâre din consiliu ar trebui pus în aplicare. Pus în aplicare. Întotdeauna. Și înainte să existe o ședință de Consiliu, măcar cu 5 zile înainte, toate punctele de ordine de zi ar trebui discutate. Ca dumneavoastră, în momentul în care ajungeți la ședință, ajungeți să ridicați mâna, să știți pentru ce ridicați mâna. Că nu vedeți dacă nu mai ridicăm ce presiune avem? De ce nu hotărâți dumneavoastră Consiliu? Și în momentul în care nu primiți ordinea de zi și nu puteți discuta și nu puteți veni cu amendamente înainte ca să vă ridicați și să plecați. Aveți dreptul să nu să vă ridicați și să plecați sau să ne votați. I-am mai dat o șansă administrația, ați văzut, am stabilit ședințele, că este pentru fiecare consilier. Deci noi nu trebuie să cădem în capcană cu executivul, că am tras capcană eu, domnul Dodoi. Nu trebuie să-l susțin, ci trebuie să te vadă poporul ce face aici, cum votez și pentru cine. Vă aduceți aminte că voi consilierii din Cosmești n-ați votat banii pentru biserica voastră? O votat Michele Povano și ați mers prin și a spus că s-a unit cu Ursulețul și cu Crincu, nu pot fi cu Nicomeri. Și nu mai apărat. Și nu votat. Păi tu n-ai votat. Mai votat. Păi Crincu și cu Ursulețul au votat pentru biserica voastră. Noi am votat. Este procesul verbal. Păi vedeți. Domnul Dodoi. Și nivelul din lumea din Cosmești. Ce faci? Lasă cu școala împreună. Domnul Dodoi. Domnul consilier, haideți vă rog frumos să ne respectăm. Deci, hai să-i explicăm la oameni ca să fim manipulați. Domnul președinte, domnul președinte, mai are, nu știu, terminat discuția. Hai să vă rog să-l ascultăm și după care... Mai dăm cuvântul. Da, mai avem probleme, așteptare. Dar să spun, domnul, ce-i pașteptare? Bun, astea erau punctele pe care vreau să le ating. Și sper că la următoarea ședință o să vin, dacă mă mai invitați, o să vin din nou și sper să găsesc o altă atmosferă în această ședință. Eu așa cred că trebuie făcut ceva, neapărat, chiar în ultimul ceas. Trebuie făcut ceva. Nu se poate așa ceva. Este câștigător aceea. Nu putem să lucrăm numai în tensiune și numai... Fiecare încearcă să îi găsească celălalt ce nu face sau de ce face rău și mereu bine. Ăsta e rolul consilierului, să urmărească ce face conducerea comunii și cum să achide de sarci. Clar. Este clar și bine. La rândul lor, consilierii trebuie să sprijine.
Bineînțeles. Conducerea. Pentru că degeaba vinim mai cu frecvenții, dacă noi nu pot, nici ei sunt oameni. Nu pot face tot. Așa cum a spus domnul Nică. Nu pot, dacă domnul Nică tot spune, am gunoi în spate de casă, mi-a făcut casă. Dacă tu, domnul Nică, nu scrii pe hârtie 10 persoane, să le aduci la poliție, atunci înseamnă că ți-i compraci și lucrurile așa și-ți convine să iei foc. Nu, dar mai este o situație. Nu putem pune la ale sfârșit. Un pic, doar ne campeată bani. Domnul Spiridonazul o a dus la cunoștință conducerii primăriei. De deci conducerea trebuie să ia măsuri, nu Rică, ci poliția. Eu înțeleg așa. Conducerea comunii este formată din primar, viceprimar. Așa spune. Și atunci? Salariați și consiliere. Da, dar consilierul a dus la... Să fie legislativ. E legislativ. Nu trebuie să pună în Rică un avocat. Văd la groapa de gunoi, pus acolo la amendă și îi duci 50 de milioane, atenționare. Apoi văd că păi dau acolo. Nu-i vorba de asta. Domnul consilier. Se vor manda... Nu vă dă nimic. Se vor manda până luna acele panouri. Vă rog frumos. Domnul viceprimar, ați venit să ne bucurăm. V-ați calmat, ați băut o cafea? Puteți să ne aduceți pe domnul Chianu și Nică? Discuția cu dumneavoastră, în mod particular... Domnul viceprimar, chiar ne bucuram cu domnul Nică, vreau să mulțumesc, nu-mi permit să asistă la urmărit generală de dumneavoastră. Domnul, stați un pic în sală. Am avut eu o întrebare pe dumneavoastră, dacă vreți să-mi răspundeți. Da, cum? Altcineva, domnul primar, nu, domnul secretar, voi sunteți în măsură să ne dați un răspuns. Legat de drumul nostru de Plătești, s-a spus că tot toamnă, să începe, nimic, ce să... Ce le puteți spune despre el? Deci drumul de la Cucinești. Toată lumea întreabă, toată lumea întreabă. Am înțeles întrebarea. Și vă dau un răspuns. Conform tehnologiei, se lucrează la drum. În prima etapă, 2 km jumate, și apoi a doua. Deci, execuția drumului se face conform procedurilor tehnologice. Cât de începe? Dar e început. Nu-i nimic. Unde? Stai un pic, domnule. S-a pus balast? Da. Deci, da, se urmează a doua tasar și mai departe. Și cât durează tasarul? O ia, nu, domnul consilier. Nu, dar eu trebuie să știu. Nu, domnul consilier. Betonul, când începe? Prima dată l-am văzut să stoarnă. La minus 1 grade se toarnă betonul. Dacă dumneavoastră turnați acasă la minus... Păi nu, dar a spus că se face, se respectă tehnologia. Cum? Când începe? Domnul Vice, ce le spune mai legat de acea drum? Că a spus că pe 25 începem turnarea, începem. Ce le spune? Dar nu v-ați zis așa, domnul, că m-ați cântemat la praznic. Nu, dar a spus că 25 se blochează drumul și se toarnă. Dați-ne un răspuns oficial aici. Putem... Da, domnule, luăm fișa tehnologică și vă spun. Și în etapele de lucru. Dar noi am făcut comisii și a dat primăvară, de exemplu, drumul ușor. Vine iar primăvară. Nu, la primăvară, primare. Domnul viceprimar, știți cumva la lucrarea care s-a făcut acum la drum, s-a pus un strat de balastru, s-a plătit ceva? Nu v-aș putea răspunde. Lucrarea, finanțarea, deci proiectul și mai departe, se face așa cum știți destul de bine. Conform modificării de buget, am primit 2 miliarde și ceva. S-a plătit cumva balastrarea asta? Este ceva? N-ați semnat nimic? Nu, dar nu e. Păi de-abia a început lucrarea, domnul... Nu, dar vă întreb, dar... Deci nu, deci ce plata și lucrări se face în etap. În etap. Și tot în etapii primim și bani. Potiți? Tot în etapii primim și bani pentru drumul ăla. Păi ce am spus? Oare e când etapă? 2, 3, 5 ani? Nu. Adică știți, nici mă trebuie să nu pățim cum am pățit cu școala. Știu. Că 10 ani se pune o ușă, se pune a doua, a treia. Și când se pune ultima, să strecă prima. Acolo vă mai. Nu, 2, 3. Acolo vă mai. Nu, nu 2. Ce vă mai rugăm, domnul vicepreședinte? Dacă nu mai sunt. Frate, mai are răzătă. Domnul vicepreședinte, dați un pic, domnul. Domnul, stai, domnul, fugiți din cala dreptează. Voi nu v-a furat cumurii, domnul. Te dai în cază. Domnul președinte, e concurentul pentru funcția de vicepreședinte. Lipsa de responsabilitate. Nu, dar dumneavoastră, domnul președinte, trebuie să înțeleagă, domnul președinte, trebuie să înțeleagă domnul vice, că în afară de viceprimar este consilier. I-a ales din noi trebuie să stea în sală
Să ne respecte ca consilieri, măcar. Păi care l-ați votat acum? Da, hai să copiele acum. Am aflat și din unul l-a votat și din istorie. A, deci tu nu ai votat. Da, mă înțeleg. Mi-i pui 14. Exact ca putin plus și aușescu. Trebuie să strâng ca mâna. Da, mă, dar ne-am șurat de așteptări. Bine v-a făcut. Eu vă chiar spun în ședință că nu se poate să dau afară. Domnul, lasă-ți într-un cap de domnul președinte. Știți cum e? Lumea, dar parcă, știi cum e? Prava e moartă în popușor. Deci este foarte grav. Că această conducere de două ședințe nu vrea să ne dea niște întrebări vitale. Unii pentru comune și să meargă comuna asta într-o direcție bună. Dacă nu mai sunt. O ultimă întrebare pentru presă. Dați-mi voie să declar ședința închisă. Da. O ultimă întrebare pentru presă. O ultimă întrebare pentru presă. O ultimă întrebare pentru presă. Dacă se poate. Presa e aici. Doresc la dumneavoastră, dacă tot ați venit aici, să dați pe postul dumneavoastră, să nu cenzurați integral tot ce și de 10 ori ca să vadă tot județul și să mai veniți aici la fiecare mai veniți la ședința următoare să vadă stop repede vă aplaudăm ca să veniți aici. Gata, mulțumim pentru participare. Deci, dar cum să vreau să vă da.